Beti, eu am o idee minunată! Ce idee? Hai să-i facem lui mami o surpriză! Wow, ce surpriză! De ce m-am gândit? Haide până se întoarce ea acasă să-i pregătim ceva super gustoșel de mâncare. Cred că o să se bucure foarte mult. Da, super mult! Interesant, ce să-i facem lui mami de mâncare? Că ea sărmana vine mereu atât de obosită de la muncă. Eu propun să facem ceva ușor și foarte gustos. Interesant, dar eu când o să fiu mare și o să merg la muncă, totuși obosești ca atât de tare ca și mami? Păi da, toți oamenii obosesc la muncă. Și ce o să fac eu când o să obosești prea tare? Cum ce ai să faci? O să-ți iei o zi liberă și o să te odihnești. Dar eu nu o să pot să-mi iau zile libere. Beti, fiecare om are zile libere, așa că nu-ți fă griji. Și în zilele mele libere, oamenii o să rămână fără președinte? Tu președinte? Hai, doamnă președinte, să facem ceva de mâncare, că acum vine mami. Păcat că nu există așa paștile pe care și le bei și nu mai vrei să mănânci. Ba da, Beti, există, doar că ele sunt foarte mari. Și ele chiar ajută? Da, desigur, cum să nu ajute? Dar cum se numesc? Păi, pârjoale, sau cum le spun românii, chifteluțe. So mad.